Bună ziua, domnilor și domnilor, vineri, retrospectiva săptămânii. Mă cunoașteți, Cristian Vogel, Dan Vasiliu, coleg. Bună ziua, bine v-am regăsit. Să-i dăm. Mi-am zis numele complet, la drum, da. Am mai zis. Nu mai știu oamenii cu cine vorbesc. Neam, sunt Cristian Vogel, în fine. Nu, și în spatele camerei. Și în spatele camerei, Cipriana Catrina e operator, sunetist, luminist, montaj, în fine. Om care se ocupă și de sudat pe aici, dacă e nevoie. O săptămână încărcată în evenimente, mai ales că s-au ridicat mici probleme atât pe YouTube, pe Facebook, în viața reală. Oamenii s-au supărat că folosim cuvinte gen stranier. Nu știu de ce e așa de supărător cuvântul ăsta, stranier. Dar o să ajungem să vorbim și de asta. Deocamdată, însă, că tot a venit frigulețul și oamenii nu mai merg în strand așa cum se așteptau. Da, din păcate, o săptămână fără ștrand. O săptămână fără ștrand și dacă înțeleg eu bine și de acum încolo la fel o să fie. Prognoze meteo. Da, asta e riscul cu ștrandul. E bine că au apărut acum interdicțiile în ștrand. Bine, e un fel de retrospectivă a interzicerilor interdicțiilor în ștrand. Dar pe ce perioadă sunt date aceste interdicții? Măi, uite, eu văd 30 august, 27 iulie, 3 august. Înțelegi? Facem așa un fel de trecere în revistă. Da, au primit interdicții de a mai intra în ștrand, da, sunt 3 persoane. Sunt mai multe persoane? În perioada și, 30 și pe ce perioadă au interdicția? Pe ce perioadă au interdicția? Mai întâi, hai să vedem ce facem. Materialul, da. Ce e interdicție? Pe un domeniu public poți să aplici o interdicție? E public, adică, mă scuzi, mă dai afară din ștrandul municipal? Aici n-am înțeles exact. Sau da, de la bazine? Da. Rămâne să vedem, hai că vedem materialul și o să-l comentăm. În ultimele două săptămâni, 15 romașcani au fost dați afară din zona bazinelor din ștrandul municipal inaugurat în această vară. Conform proceselor verbale de constatare realizate de poliția locală, romașcanii nu au respectat regulamentul de funcționare a obiectivului, prin aceea că fie au avut un comportament neadecvat vis-a-vis de alți clienți, fie au intrat îmbrăcați în bazine. De asemenea, 3 persoane în perioada 3 august-10 august au fost conduse în afara bazinului de ștrand pentru călcarea regulamentului de organizare și funcționare, iar între 27 iulie și 2 august au fost conduse în afara bazinului de la ștrand un număr de 12 persoane care au încălcat regulamentul de organizare și funcționare. Au fost aplicate 14 sancțiuni contravenționale conform legii 61 de ordine și liniște publică. Reamintim faptul că în conformitate cu regulamentul de funcționare în bazine sau în jurul bazinelor, la o distanță mai mică de 1,5 metri, se interzice consumarea alimentelor de orice fel, consumarea băuturilor alcoolice și jocul cu mingea. Accesul în ștrand este interzis persoanelor aflate sub influența băuturilor alcoolice, drogurilor sau altor substanțe halucinogene, precum și a celor care au o ținută neadecvată, murdară și urât mirositoare. Cel mai grav incident a avut loc săptămâna trecută, când doi tineri îndrăgostiți au avut un comportament obscen și au fost dați afară din ștrand. Da, bun. E clar că s-a văzut. În perioada 30 august, 3 persoane au fost conduse în afara bazinelor din ștrand. În perioada 27 iulie, 3 august, în afara bazinelor din ștrand, 12 persoane care au încălcat regulamentul de funcționare și peste toate s-au aplicat 14 sancțiuni contravenționale. Adică, știm despre ce e vorba. Persoanele care au intrat în bazine îmbrăcate, da. Persoanele alea care au zis, s-a vorbit de comportament indecent, da, s-a vorbit în presa locală la un moment dat, că băi, da, un sex, un șezlong, etc., etc. Era da? Numai încălzire, cred că era mai preludiu. Așa m-am gândit și eu, că era doar preludiu, urmând să se facă și cum confund unui preludiu cu sexul. Rămâne evident întrebarea în picioare. De pe un domeniu public, cine are autoritatea să interzică accesul publicului? Este un regulament de funcționare. Da, există un regulament de funcționare. E, și bănuiesc că polițiștii locale, adică sunt sigur, polițiștii locale au acționat în conformitate cu acest regulament și i-au dat afară. Acum, din păcate, nu știu exact punctul. De unde i-au dat afară? Din zona în care publică se plătește. Nu, public-privată. În fine, e o zonă delimitată în care accesul este pe bază de marcat banul și pe baza adică aceasta. N-au plătit. Nu, au plătit. Deci au acces. Au acces respectând regulile de acolo. Da. Nerespectând regulile de acolo, mi se pare firesc. Să le dea bani înapoi. Nu asta. De ce? Au plătit. Au plătit, dar n-au respectat regulile. Da. Și atunci s-au asumat riscul
Dar se semnează un contract înainte de a intra în zona bazinelor? Nu, nu trebuie neapărat semnat un contract. Hai să nu credem în treaba asta. Nu știu care sunt regulile bazinelor. Dar și pe stadioane sunt suporte care primesc interdicție. Așa și aici. Același principiu, același mod de vedere. Stadionul nu e un loc public. Nu? E al cuiva. Nu neapărat. E privat. Nu neapărat, nu e privat. Mai puțin la noi, la Roma, nu unde nici dar nu, dar nici Arena Națională Arena nu este privată. Nu? Deci, întrebarea mea rămâne totuși, nu mi-e foarte clar. Dacă merg cu mașina pe șosea și încalc legea, mă poate interzice pe da, șosea? Da, se poate să-ți ia permisul, da. Da, merg pe jos. Mergi pe jos. Că e public. Da. Mă duci într-o parte a discuției care e așa. Nu, hai să vedem. Deci, teoretic, deci cei care au fost, au primit interdicția, nu știu pe ce perioadă au primit interdicția, sper să fie o interdicție pe cel puțin un an de zile, pe sezon, să nu-i vedem, sau ar putea să fie pe sezon, din păcate, să nu-i mai vedem. Deci, pe cei care mănâncă semințe pe marginea bazinului... Păi, hai să vedem de ce anume s-au dat interdicțiile astea. Una, că se știa, băi, nu săriți îmbrăcați în apă. Doi, nu veniți să vă spălați hainele în bazine. E de bun simț. Da, avem cretinei care fac arunca, asta. Nu arunca, ai fumat sau ai mâncat o pungă de semințe, nu le arunca în bazin, că e chestie de porc. Am fost la ștrand de câteva ori. Imediat ne-a dus crumieră, pentru că eram cu persoane care fumau, dar am văzut cocălari care aveau scrumieră și îmi dădeau pe jos. Ai greu să ridici mâna. Cocălar, deci clar, veneau oamenii de acolo de la curățenie, strângeau, deci cocălarii nu se prindeau de șmecherie că ei ar trebui... Dar poate nu știu ce e aia, Dan. La ce folosește? Mai bine le dai interdicție cocălarilor respectivi, le dai interdicție celor care mănâncă semințe la bazin. Deci îmi plac semințele, în fine nu sunt un mâncător profesionist, gen Margeratul, știi, când le și arunca la distanță semințele, dar clar, mizeria lăsată de mâncătorii de semințe nu este plăcută și eliminăm. Jocul cu mingea aici, da, nu aici ce vorbesc de, uite, hai să le vedem pe toate, da? Le luăm punctual, da. Și cum zici tu. Deci, era vorba, în bazine sau în jurul bazinelor, la o distanță mai mică de 1,5 metri, se interzice consumarea alimentelor de orice fel. Da. Pentru că firmiturile, mizeria, astea pot să ajungă în apă. E clar, nu e zonă de picnic, e zonă de bazin. Da. Corect? Pot să mănânc, dar să fiu la distanță mai mare de 1,5 metri de bazin. Ce înseamnă alimente de orice fel? Hai să, dacă vin cu sămânță? Dar și înghețată. Și înghețată? Îmi cade în apă. Ce fac? Mai intră cineva în apă când vede că e mizerie? Zice, mă scuză, bă, dacă stau la 1,45 metri, presupunând că cineva e atât de absurd încât să vină cu metru, domnule, îți mai trebuie 5 cm ca să poți mânca o înghețată. Dar nu cred că nimeni e absurd. Deci cred că interdicția se referă strict... Dacă cade din gură, eu am așa senzația că îmi cade în jos. Nu face o săritură de 1,5 metri până la bazin. Dar de pe picior se poate duce spre bazin. Bine că lămurim toate chestii. Uite, vezi, da? De la asta. Doi. Consumarea băuturilor alcoolice. Păi, nu le mai vindeți. Nu. Vindem bere. De ce? Nu merge o bere? E băutură alcoolică. Da, dar nu intri cu berea în, cu sticla de bere în bazin. În bazin, asta este clar. Și uite, când am fost, singurul lucru care m-au întrebat cei de la poartă și care mi-au spus că nu trebuie să-l am, sticlă de sticlă. Da, pentru că se poate sparge, o scapi, să alunecă de exact, mână și... Exact, okay, și sticla, berea în general este la sticlă, fine, și la pahar, da. Dar nu, să nu intri deci cu paharul... Dacă să înțeleg și eu, ai voie să ieși de la bazin înfierbântat, că ai stat la plajă, să te răcurești cu bere și după aia să faci o baie, asta ai voie. Da. Deci ai voie să vii beat înapoi la bazin. Băi, beat. Că dacă ești beat și faci fatal, tot spun. Dacă ești mangă și de beat te târâi... Dom'le, eu dintr-o jumătate de bere mă îmbăt. Păi ai interdicție, nu te mai duc la ștrand. Nu, am dus niciodată la ștrand. Da. E interzis jocul cu mingea. Corect. Bine, la mai puțin de 1,5 metri da. Distanță de bazin. Da. Și dacă mă joc în bazin, că e minge... Nu, n-am văzut să fie probleme, se jucau în bazin. Aici e o chestie... Îmi spui mie că am voie să arunc un om în bazin și n-am voie să arunc o minge? Nu, ai voie. Și am văzut, se jucau cu mingea în bazin, jucau volei. Era un grup de tineri, de adolescenți care jucau volei, deci atâta vreme cât nu încurcau pe ceilalți.
mai sunt glumițele cu aruncatul mingii și să stropească pe cei din afară. Da. Ei jucau în mijlocul bazinului mijlociu, deci nu deranjau pe nimeni, era jocul lor acolo. Ei, apare celălalt joc cu mingea, când se aruncă de la distanță sau se arunca mingea din bazin pe mal, peste cei care stăteau acolo stropindu-i, deci creează un disconfort. Nu văd aici, în schimb, domnule, se interzice accesul celor care se așează pe șezlong fără să aibă închiriat șezlong și nu se mai ridică de acolo nici măcar la insistențele personalului. Da, cred că... Ăștia nu știu interdicție. Nu știu, poate și eu. Știm foarte... Păi, provoacă scandal. Dar deci, nu văd aici să fie. Nu e specificat. O să fie specificat în regulamentul viitor, pentru că ei învață și regulamentul se îmbunătățește. Purtătorii de lanț de aur, malacii, tatuații și ăștia care ascultă manele și se uită la tine ca la ultima mâzgă de pe asfalt, ăia nu primesc interdicție, că nu apare aici. Deci, domnule, ai intrat la zona de bazine, n-ai avut 7 lei să dai să-ți închiriezi un șezlong sau cât Dumnezeu costă, dați un șezlong pentru că ești mare, masiv și nu să-ți facă nimic. Ăștia n-au interdicție. Da, avem acolo agenți de pază, avem agenții ai poliției locale, avem personalul intern. Deci nu cred că își fac ei probleme cu ăștia. Să nu fie altceva, să ia în loc de 7 lei cât ar fi șezlongul, să primească ei 5 lei în buzunar și să închidă ochii la treaba asta. Dar cred că nu nici aspectul ăsta. Fiecare trebuie să facă dovada faptului că a plătit șezlongul și în zilele aglomerate... Îți dai seama că noi vorbim acum retroactiv, că practic s-a cam terminat cu... Hai mă, poate mai merge vreo 2 săptămâni, că să mai ajung și eu odată. Țineți cont că accesul în ștranda persoanelor aflate sub influența băuturilor alcoolice este interzis, sub influența drogurilor, de parcă cineva ar spune, știți, n-am băut, domnule, drogat, de fapt. Nu, da, tu uiți la privirea buimacă. Sau altor substanțe halucinogene, dar poate dau cu lac în casă și am ieșit să mă... Da, să-ți revii. Că poți să-ți faci rău și după aia mori acolo. Îmi place, îndragi, chestia asta. Interzisă persoan, accesul în ștranda persoanelor care au o ținută neadecvată. În ce sens? Adică să vii în chiloți? Mergi în ștrand. Da. Care-i ținuta neadecvată când te uiți? Sau care-i ținuta adecvată când te uiți în ștrand? Deci nu se face topless. Burca. Deci interzis topless-ul. Ete, n-am, mă lași. Dar sunt poze pe Facebook, romașcan, cei care fac topless în ștrandul municipal. Ce? Da. Dar cum să nu? N-am știut. E bine. Nu. Eu sunt pentru. Nu sunt împotrivă. Dar... islamic. Deci să nu pută. Da, ci că să nu fie murdară ținuta. Deci neadecvată, cred că aici se referă. Murdară și împuțită. Dar nu intri logic cu ea. Bine, nu e chiar logic că au sărit oameni îmbrăcați în bazin. Nu trebuie să speli ținuta. Da, dacă simți că pute. Clar că nu-l primește acolo. El vine să spele la un preț mai mic decât la baia comunală. Nu știu cât e de ieftin. Da, da, e ieftin, că se și bronzează. Da, în tipul ăsta. Plus că și, uite, mai vezi un topless. Da. Te mai și speli. Vorbim de bani în continuare, putem să trecem la subiectul 2. Da, ăsta da, e un subiect care a aprins discuțiile în Roman. E vorba de municipiu, de împrumutul pe care urmează să-l contracteze din nou municipiul Roman, aproape 1 milion de lei pentru următorii 10 ani. Haideți să vedem exact pentru ce ne trebuie banii ăștia și pe urmă să vedem cum au acționat romașcanii. Municipiul Roman se va împrumuta cu aproape 1 milion de lei pentru următorii 10 ani. Banii împrumutați vor fi utilizați pentru partea de cofinanțare din cadrul proiectului european Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț, de care municipiul beneficiază. Contribuția netă pe care o are de efectuat municipiul Roman este de 970.162 de lei. Banii nu sunt prinși în bugetul pe anul acesta, astfel încât autoritățile vor să acceseze un împrumut de la Ministerul Finanțelor Publice. Cu un proiect de hotărâre privind un împrumut și anume s-a creat o facilitate pentru cofinanțarea proiectelor europene prin Direcția de Finanțe cu Comisia Națională de Avizare a Împrumuturilor. Sigur, e vorba de sume mici, dar importante în gestionarea bugetului local pentru cofinanțarea proiectului european care ține de gunoi, de deșeuri menajere, unde suma e undeva la peste 9 miliarde de lei.
Primăria Roman și-a asumat plata acestei contribuții și, deși în 2011 a avut prinsă suma în buget, ea a fost returnată, deoarece managerul de proiect ar fi presupus că municipalitatea nu este obligată la plata contribuției, proiectul fiind derulat prin Consiliul Județean. Inițial s-au spus că nu trebuie să cofinanțeze localitățile, eu am spus de la început că nu e cum, dar la final au ajuns și ei la această concluzie. În sfârșit, sigur, a scoate 9 miliarde de lei din buget nu e ușor, tocmai de aceea am mers pe această pârghie care s-a creat acum și încercăm să facem acest lucru. Municipiul Roman mai are de achitat 250.000 de lei în cadrul masterplanului pe apă și canalizare, dar autoritățile spun că suma este mai ușor de obținut din bugetul propriu al municipiului. La proiectul de apă mai sunt circa 2 miliarde și jumătate, acolo să spunem că n-ar fi o sumă așa de mare de cofinanțare pe care o mai aveam, de depus partea noastră a Romanului. În schimb, din coace, dacă e acest mecanism creat și am înțeles că primăriile de municipii din țară profită de acest mecanism, ar fi păcat să nu profităm și noi. Și atunci, sigur, el nu are statura unui împrumut, cum în general se fac împrumuturile pentru primării, ci doar tocmai sprijin pentru a putea lua această sumă și a cofinanța numai doar pentru proiecte europene în derulare. În cadrul proiectului Roman a fost beneficiarul direct al închiderii depozitului neconform, care a costat 11 milioane de lei, al realizării a 70 de platforme de colectare și dotarea cu containere și pubele în sumă totală de 2 milioane de lei, plus acces la depozitul Girov și la stația de sortare și transfer Cordun. 1 milion de lei, aproape pentru 10 ani, banii împrumutați, ați văzut mai devreme, vor fi utilizați partea de cofinanțare din cadrul proiectului european Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț, de care municipiul Roman beneficiază. Ne trebuie bani? Clar. Deci proiectul ăsta este în derulare. Uite că în 2011 a fost prinsă această sumă în buget, dar a fost returnată și s-a dat o altă destinație pentru că managerul de proiect a făcut o chestie greșită. A presupus că municipalitatea nu este obligată la plata sumei, ci Consiliul Județean. Poți să te rog să rupai, faci chestia asta? Că avem acolo microfonul și face... Da? Așa. Bun. Revenind. Da. Spuneam că romașcanii s-au împărțit în două tabere. Unii care spun, măi, e bine că vin niște bani, asta este un împrumut, nu strică nimănui, mai ales dacă rezolvăm niște situații importante pentru noi. Partea a doua a romașcanilor care spun, băi, da, eu nu înțeleg, de ce să luăm bani pentru o chestiuță pe care nu putem noi controla 100% fiecare leu și ne trezim și datori pentru 10 ani? Nu e o sumă foarte mare, nu știu la ce dobândă au făcut cei de la primărie împrumutul, deci ar fi trebuit să negocieze, e de la Ministerul Finanțelor Publice împrumutul. Da. Deci n-ar trebui să fie cu o dobândă mare, deci mult mai mică decât la bănci, zic eu. Adică nu că statul ar trebui să... Autoritățile vor să acceseze mai acest împrumut de la Ministerul Finanțelor Publice. Da. Mă gândesc că e mult mai ușor ca și dobânzi. Bun. 10 milioane, adică 10 miliarde de... 1 milion, pardon, înseamnă 10 miliarde de lei vechi, n-ar fi o sumă foarte mare și greu de rambursat. Eu chiar am scris pe Facebook... unde apărea materialul ăsta, că apărea de mai multe ori așa într-o discuție. Înseamnă că ai văzut și opiniile oamenilor. Am văzut mai multe opinii. Eu am scris, domnule, nu e o problemă pentru că până la urmă 1 milion de lei se pot încasa din două veri călduroase la ștrand. Păi nu e chiar așa, pentru că într-adevăr s-au încasat 120.000 de lei din ștrand anul ăsta, dar 80.000 500.000 aproape. În... Nu, știu. Și treaba asta cheltuiel și asta. Dar dacă nu mă înșel, s-au încasat la ștrand vreo 5 miliarde. A, eu ziceam de 120, scuze-mă, am făcut o confuzie, 120.000 din bâlci. Din Bâlci. Banii de la Bâlci sunt pentru parcarea etajată. Corect. Deci din ștrand... Și aia va fi terminată, nu? Da, urmează. Și dacă va fi terminată, deci în fiecare an Bâlciu va putea să asigure suma de bani pentru... Da, vom putea întreține o parcare goală. Nu. Mă refer ca după aceea să fie dați pentru rambursarea... Cineva întrebarea, de ce nu se întorc banii ăștia către Bâlci?
Adică, frate, știți că urmează să vină oameni anual. Hai să betonăm unde se vor așeza oamenii ăștia și să le facem căbănuțe ca să nu mai stea cu corturi, de exemplu. Sau să tragem linii subterane de electricitate ca să nu-și mai rupă gâtul copiii. Sau că-s bani care ies din bâlci și ar trebui să se întoarcă în bâlci. Pentru că s-a luat... S-a luat decizia asta, eu zic că e o decizie bună să fac acea parcare etajată, că se mai poate lucra la bâlci, dar eu prevăd că bâlciul va scădea ca importanță și ca participare. Și ca participare, deci eu nu sunt un fan al bâlciului, am observat că și nici adolescenții, deci nu sunt așa, apar nu știu, nici, chiar, anul ăsta chiar n-aș putea să spun de prețuri, pentru că nu am fost decât în prima zi, pentru a arunca o privire de ansamblu, în prima zi când nu era nici aglomerat, deci nu m-am uitat nici la prețuri. E o chestie care nu mai e de actualitate, care zic eu că în 10-15 ani se va perima și s-ar putea chiar să dispară bâlciul. Iar o investiție în... Deci să facem parcarea acum, cât încă se mai poate. Parcarea acum, despre câtăm de banii ăștia, anumite investiții se pot face de la departamentul acesta de piață obor, nu știu cum se cheamă, de la... Departamentul piețelor... Da, din cadrul primăriei... Pentru Romanul... electricitate, pentru alte chestii, se pot face și se pot rezolva fără prea mari investiții și să termine această parcare, să vedem dacă va fi rentabilă sau nu. Ar trebui să fie rentabilă. Românul mai are deja de achitat 250.000 de lei în cadrul master planului de apă și canalizare. Autoritățile spun că suma este mai ușor de obținut din bugetul propriu al municipiului. Adică încă mai avem de... niște bani de dat. Putem să contractăm alt împrumut? Nu, dar dacă au spus că este mai ușor de obținut din bugetul propriu... Da, dar asta este o declarație. Da, nu, și 250.000 de lei ar fi rușinos să nu aibă primăria Roman. Dar poate scoate din parcări. Da. Deci, dacă și-ar plăti toți parcarea, deși oamenii preferă să parcheze aici, în spatele casei de cultură, clai peste grămadă de nu mai poți să ieși cu mașina, decât să dea 5 lei sau 50 de bani, pardon, pentru o jumătate de oră de parcare. Da. Așa e românul când se veselește el. Da? Mai ales luna asta când nu ai loc nici măcar să treci pe stradă, că e plin de mașini. Mă, eu evit și ar fi, cum să spun, recomandat pentru toți oamenii, zic eu, care trăiesc în Roman și au văzut situația an de an. Da. Bun, acum 5 ani am văzut aglomerat în luna august. Luna august a trebuit lăsate parcările la liber? Nu că lăsate la liber, dar eu ca romașcan îmi iau un calcul. Bă, stai așa o clipă. Eu trebuie să mai vin cu mașina până în centru? Trebuie să trec cu mașina prin centru? Evit, o lună de zile. Da. Bun, ca romașcan știu, de exemplu, acum, ceea ce nu știu cei care nu sunt din Roman sau care n-au locuit în ultimul an în Roman, că pe strada Tineretului am locuri de parcare. Da. Deci vin, parchez acolo și vin și îmi fac treburile. Merg puțin pe jos, că e sănătos. Faci piciorul frumos. Mai dau din boiler puțin jos. Mai crește pofta de mâncare și am rezolvat problema traficului aglomerat din zona centrului. Nu vrea să parcheze în dormitor, dacă se poate. Am mai știu, și eu aș vrea să parchez în dormitor, dar sunt bine conștient... Bine că nu parchează altul în dormitoarele noastre, că ar fi jurător. Da. Reîntoarcem la cei 1.000.000 de lei pe care... Deci, 1.000.000 de lei. Împrumutați. Îs pentru master planul ăsta cu deșeurile. Da, deci e de lucru. Ce vrem să facem? Vrem să tragem concluzie. Merită sau nu merită? Merită să termine odată cu treaba asta. Bun, să înceapă, să facă... Să funcționeze depozitul de la Girov sau ce Dumnezeu te să... Să funcționeze la Girov, să funcționeze stația de sortare de lângă Cersanit. Deci, cu alte cuvinte, să ne speriem că 1.000.000 de lei, vorba omului, nu e așa. Dar eu am spus așa, pe Facebook, că banii ăștia se pot obține 1.000.000 de lei și din... chestia cu ștrandul, din încasări de acolo, da. Că iese, așa la prima vedere, pare că iese pe profit cu un leu, dar am mai văzut o chestie și poate mă lămurești, poate mă lămurește cineva. Sunt foarte, deșeurile de plastic sunt strânse pe strada Ogoarelor, deci sunt munți de deșeuri de plastic. Da.
Și acel teren e al primăriei. Da. Acolo e în curtea unei firme la care e acționarul primăriei, a Consiliului Local. Da. Ceva de genul acesta, poate greșesc în exprimare, spunând acționar, spunând primăria. Parteneria public-privat, iarăși. Da, da. Dar, ca și idee, deci acolo se află câteva tone bune de deșeuri de plastic care pot fi valorificate. Ale cui sunt? Cine le-a strâns? De ce le-a strâns? Pentru ce le-a strâns? Păi uite, niște întrebări bune, poate apar... Că s-ar putea transforma în bani. Sau cineva, vreo persoană privată adună acestea ca să mai plătească chirie undeva pentru depozitarea materialelor, da, și îți urmărește un interes... Ascultă-mă, eu deci zic așa, ar putea să iasă bani de acolo pentru la deșeuri. La următoarea ședință de Consiliu Local, dacă îți permite primarul să ridici problema asta, care nu e pe ordinea de zi, că probabil că undeva se pierd oamenii, când nu e totul pe hârtie clar, nu poți să ridici alte probleme. Da, da. Înțeles. Da. Nu am încredere într-un răspuns sincer, corect. De asta arunc întrebarea, am aruncat întrebarea în spațiu virtual pentru a aduna mai multe informații. Dar cei care lucrează pe strada Ogoarilor în zona respectivă și știu cine intră și iese de acolo mai des, cine aduce acele deșeuri, cine răspunde de ele, ale cui sunt... Sunt întrebări bune, dar pentru că, mi-aduce aminte de bancul ăla cu ale cui e sandalele. Ale cui e. Era un copil mic. Da. Vorbim, rămâne un deci, cazul primăriei, da? 1 milion de lei pentru treaba asta e ok să se rezolve, să se acopere groapa provizorie. Da, dar vine întrebarea, stai că nu pot să mă opresc. Primarul mai are cum să candideze la următorul mandat? Da. Mai are? Împrumutul se face pe 10 ani. Mai stă domnia sa 10 ani primar? Nu, de candidat poate candida, nu știu dacă o să iasă, păi, dar... Mai stă 10 ani primar, are șanse? Sau în fine, nu asta vorbim. Cui? Vine următorul primar și spune, bă, știi ce? Nu e împrumutul meu, ziua. Frate. Bună ziua! Te vezi? Nu, e o emisiune atât de importantă că nici proprii colegi nu știu despre ce vorbeam, am rămas așa marcat. Deci... Vorbeam despre bani. Deci când se prezentă colegul Mircea. Eu sunt care. Acum stai aici la cameră dacă tot ai venit. Da. Nu, e ok. Viitor să ne punem un echipșe de alea, știi? Mai stă 10 ani în funcție, că următorul primar o să vină și o să spună cum s-a întâmplat de fapt, știți? Da. Am preluat o... Da, există acest risc, ca să spună celălalt că am preluat așa, dacă este argumentat și pus, prezentat corect și cu argumentele de rigoare fiecare leuț care se cheltuie. Asta e situația, nu pot să... Domnule, eu voi fi primar 4 ani de zile, da. Un an de zile am văzut care sunt problemele, în al doilea an fac împrumutul, dar îl fac mai pe 2 ani, pentru că după aceea nu las celuilalt... Așa. Dar rămâne varianta asta posibilă în care să vină următorul primar și să spună, domnule, aș fi vrut să fac mai mult, dar m-a lăsat dator vândut ăstălalt. Da, m-a lăsat dator vândut pentru aia și trebuie date argumentele de rigoare. Să dovedească că, într-adevăr, împrumuturile au fost făcute de aiurea, dar aici, strict pe acest împrumut de 1 milion de lei pentru a se termina povestea asta, eu zic că nu-i mare lucru. Chestia e că dacă la împrumutul ăsta se mai adaugă ceilalți 250.000 pentru apă, încă vreo 1 milion pentru nu știu ce, se adună o căruță de bani. Sperăm să nu fie probleme și totul să fie în vorbim regulă. De bani și de primărie, începând cu luna aceasta, salariile bugetarilor care lucrează în primăria Roman ar putea crește cu un procent de 12%, care este. Evident, nu toți, dar n-am să vă citesc eu știrea, vă las pe voi să o urmăriți și ne întoarcem imediat să o comentăm. Începând cu această lună, salariile bugetarilor ce lucrează în primăria Roman ar putea crește cu un procent de 12%. Totuși, nu toți funcționarii vor avea lefuri mai mari și asta deoarece, prin creșterile salariului minim pe economie, unii s-au bucurat de măriri, în timp ce o categorie importantă nu a primit niciun leu în plus. Astfel s-a ajuns în situația în care un muncitor necalificat să aibă un salariu apropiat de cel al unui inspector cu studii superioare de specialitate. De asemenea, mai avem un proiect de hotărâre. După cum știți, eu am propus ca la noi, la Roman, să se intre pe procent total cu creșterea salarizării conform legii. Pot să anunț că ne-a venit și plafonul
și prin urmare suntem în măsură să facem etapizat creșterea salariilor în primărie. Acolo unde au fost creșteri salariale de două ori în acest an și unde va fi încă o creștere de la 1 ianuarie 2016, nu se vor opera noi creșteri în această perioadă. În schimb, pentru personalul public, personalul contractual și muncitorii calificați, creșterea va fi de 12%. Începând cu această lună, va fi asigurată creșterea pentru toți cei care n-au beneficiat de nicio creștere în ultimul an. După cum se știe, salariul minim pe economie a avut două creșteri, odată la 1 ianuarie și odată la 1 iulie, fiind acum de 1050 de lei, în special aici acest salariu la muncitorii necalificați, apropiindu-se foarte mult, dacă vreți, de salariile unor referenți, unor inspectori sau muncitori calificați, dar chiar inspectori din primărie, adică oameni care au facultate, care au mastere și care au salariu apropiat de salariul minim pe economie. Autoritățile spun că la nivel salarial s-a făcut o nedreptate prin aceea că salariul pe care îl au muncitorii necalificați se apropie foarte mult de salariile unor referenți, unor inspectori sau muncitori calificați. Prin această creștere și neacordarea unei atenții celorlalte salarii, atingându-se din punctul meu de vedere o nedreptate socioprofesională, în sensul în care s-au plafonat în jos aceste salarii și adunându-le cumva spre limita inferioară. Creșterea salarială de 12% va fi calculată asupra salariului de bază acordat în luna august, precum și asupra sporurilor, indemnizaților și a celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care nu fac parte, potrivit legii, din salariul de bază, față de nivelul acordat pentru luna iulie 2015 pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului și serviciilor publice subordonate. Drept pentru care, acolo unde au fost creșteri salariale de două ori în acest an, așa cum vă spuneam, și va fi încă o creștere de la 1 ianuarie, ducând salariul minim pe economie la 1200 de lei, acolo nu vom merge cu creștere în această perioadă. Dar pentru toți funcționarii publici, pentru tot personalul contractual și personalul de muncitor calificat, creșterea va fi de 12%, astfel încât să beneficieze și cei care nu au avut o creștere în ultimii ani. Aceste creșteri salariale trebuie aprobate de consilierii locali, iar asta se va întâmpla în ședința de joi 20 august, ce va fi transmisă în direct de postul nostru de televiziune online, cu începere de la ora 12. Nu toți funcționarii însă vor avea parte de lefurile astea. Da. Din creșterile salariului minim pe economie, unii s-au bucurat de măriri, în timp ce o categorie importantă n-a primit niciun leu. S-a ajuns în situația în care un muncitor necalificat să aibă un salariu apropiat de cel al unui inspector cu studii superioare de specialitate. Unde? Paradoxul funcționarilor din România, paradoxul codului muncii și n-am reușit să înțeleg. E un haos? Adică apare salariul minim, se vorbește salariul minim și toate firmele private fac actele adiționale de modificare a salariului minim și așa mai departe. Mă duc în sistemul bugetar, nu, aici e altceva. E altă poveste, mă, firar, da. Să fie... Păi, nu aici, e același pachet de legi fiscale? Ia și le încurcă. Aiurea de tot. Deci nu am înțeles de ce nu este un sistem unitar. Deci salariul minim este 1000 de lei, da, și la 1050. Bun, 1050, dar nu, vreau să dau pentru ca... corectitudine, zic. Pentru corectitudine, corect. Dar când vorbești despre bugetar privat, trebuie să fie la fel. De ce? De ce? Pentru că a fost o chestie păi în sistemul bugetar. Nu e ok, pentru că bugetarii lucrează de la 8 la 3 sau cu pauză de masă de la 10 deci la 1. Vorbim de 8 ore de lucru, salariul minim. Vorbim de 8 ore de lucru, pentru că corect. Pe chestia asta trec la un alt subiect legat de salarizare, de ore suplimentare, de plata orelor suplimentare, de cât permite legea să faci ore suplimentare. Trec la medici. Pentru că și lor le s-a promis o creștere salarială. Da, care am înțeles că e o mare vrăjeală la final. Citisem chiar astăzi undeva pe internet. E păcărea de vară. Posibil, pentru că vine de la Nenea Ponta și nu poți să pui... Nu e vorba că vine de la Ba da, pentru că vine fără o discuție și un studiu... Că în momentul foarte care cineva spune... Doar o promisiune peste noapte. În momentul care cineva spune, îți dau bani, trebuie să știi, băi, are să-mi dea bani?
De unde are să dea? Nu are de unde. Știm cu toții situația financiară. Vinde droguri și îmi dă bani. Nu-i hai primesc. Să ne întoarcem la ne întâlnăm aici la funcționarii publici, la cei din primărie, că aici era vorba salarizare mai mare la, în primărie. Nu înțeleg. Deci la unii a crescut, la unii n-a crescut. Salariul minim pe economie s-a dus la 1200 de lei. Da. De la 1 ianuarie. Nu, urmează. Pardon. De la 1 ianuarie o creștere salarială care va duce salariul minim pe economie la 1200 de lei. Salariul minim pe economie este 1050 de lei. Acum se va duce la 1200 la anul, de la 1 ianuarie. Asta înseamnă că și personalul extrabugetar? Eu ca angajat la angajator, la patron, voi primi salarizare și eu mărită la 1200 de lei? Dacă... Sau strict vorbim de oamenii ăștia? Și vorbim de unde au fost creșteri salariale de două ori în acest an? Și unde va mai fi încă una de la 1 ianuarie? Da, mă, e mediu privat treaba asta. Iași le acoperă, le îmbolmojește. Nu știu de ce angajatul la stat nu are același salar, dar nu știu, n-am întâlnit pe cineva care să-mi dea explicațiile logice, clare, de ce este diferența asta. Am zis, domnule, poate pentru faptul că la buget se pune, se dă sporul de vechime, sporul de toxicitate că stai în fața calculatorului, sporul de stres că îți faci munca. Problema lombară că stai mult pe scaun. Stai mult pe scaun și așa că te duci. Deosebire de cineva care lucrează la patron, uite oamenii ăștia din spate care bocănesc de 3 luni în continuu aici în spate, ei nu au atâtea sporuri. Da. Ei, dar lucrează pe șantier, pe minimorumul pe care îl oferă guvernul. Da. Nu știu câți bani iau. Iau bani frumoși pe șantiere. Crezi în fine, tu că în roman, la un patron, cineva ia mai mult decât îl obligă guvernul să dea? Pe hârtie. Deci vorbim despre lumea reală. Lumea reală, da. Nu deci cred că este, este contractul cu salariul minim. Da. Și atât va primi. Nu, muncitorii în construcții primesc mai mult, e munca la gri, plata la gri. Nici căcă. Bun, merită bugetarii o creștere salarială? Nu vorbim de ce spun oamenii neoficial, domnule, că am fost în primărie și am stat ca tâmpitul 100 de ani și au țipat la mine alea și m-au trimis pe la toate ghișeele, pentru că ei în, cum se cheamă, în formularele de mulțumire, de satisfacție, cum se cheamă, toți sunt mulțumiți. Da? Asta este. A zis primarul, s-a lăudat că n-a avut decât vreo 3 cazuri, deși îngrijorător sunt 3 cazuri. Da. Da? A zis că toată lumea e mulțumită și alte alea. Oamenii ăștia fac atâta treabă încât să punem problema. Bă, sunteți atât de eficienți încât vă vom crește salariul? Ar trebui să fie niște repere economice clare. Deci niște repere, niște evaluări ale activității trimestriale, semestriale. Cei de la resurse umane, de la biroul de resurse umane din cadrul primăriei, dacă ar fi profesioniști, poate sunt, nu știu, ar face aceste evaluări trimestriale clare, cu repere clare. Cu, dar tu știi să ți-ai făcut vreodată? Teoretic, în mod sigur apar niște evaluări în activitatea lor, dar nu cred că sunt la nivelul celor care se fac în firmele private. Nu sunt elementele de reperele clare, stabilite. Dom'le, trebuie să vedem că, să dau un exemplu la buletine. Da. Ați făcut anul trecut 100 de oameni pe zi. Deci de 100 buletine. De oameni au intrat și și-au făcut buletinele. Da. Anul acesta ați făcut 120. Băi, o creștere 20%. Opa, hai să vedem. Ați făcut, ce s-a îmbunătățit? Ce a fost greșit anul trecut? Ce ați făcut bun anul ăsta? Bineînțeles, mergem și la o bonificație sau la mărirea salariului. Pentru că și-au făcut treaba. Pentru că și-au făcut treaba mai bine decât anul trecut. Aha. Deci trebuie să vedem unde, care a fost problema. Ei n-au lucrat overtime, n-au făcut ore suplimentare, nu. N-au venit dimineața mai devreme. Deci am dat ca exemplu, nu știu dacă s-a întâmplat treaba asta. Nu știu dacă s-a întâmplat treaba asta. Deci practic cele 8 ore și-au făcut treaba, s-au organizat, face că au fost mai aglomerați. Eu zic să le dăm o bonificație.
Nu, nu, nu. Eu mă refer strict la faptul dacă s-au organizat mai bine sau nu. Sau pur și simplu a fost întâmplarea că au venit mai mulți din străinătate și au avut nevoie de buletin. Nu. Au fost și anul trecut mai mulți, dar anul trecut au făcut 100. Eu aș prefera să dau o bonificație, apropo de ce spui tu de buletine și alte alea, atunci când nenea care se ocupă de evidența informatizată a persoanei îmi va trimite acasă un plic prin care să mă anunțe, domnule, în 3 luni vă expiră buletinul. Nu, dar vine de la poliția locală și îți bate la ușă. Bună ziua, vedeți că vă expiră. Serios? Da. S-a auzit până acum vreodată povestea asta? Da, cineva da, de la da, evidența da. Persoanei care să vină să te anunțe? Nu, 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 de la poliția pașaport, locală trimis permisul? De... Nu, pașaport nu. La pașaport nu, că poate ai nevoie, poate n-ai nevoie, dar buletinul, deci la cartea de identitate, vine la ușă și spune, bună ziua, va expira, vă împușcăm. Știi? Polițistul de proximitate. Polițistul de proximitate, bine. Nu, 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 de la poliția locală. Merge și... Eu știu că vin de obicei și te anunță, domnule, v-ai expirat de vreo 4 luni, poate ar trebui să veniți să plătiți amendă, asta e altă poveste, de asta am auzit. Da. Dar că o să-ți expire buletinul, nu cred că are cineva timp să facă treaba asta. Nu, nu, când e la limită, deci vin, deci când e expirat, când... Deci din punctul tău de vedere ar merita o creștere salarială. Nu, n-am zis că ar merita. Ar zice o evaluare mai bună, niște criterii de evaluare mai bune. Ar trebui să fie ar trebui ca cei care sunt la Departamentul de Resurse Umane să aibă calificarea în managementul resurselor umane, să aibă studii de specialitate, să aibă o pregătire și un schimb de experiență și cu cei din mediul privat. Mm-hmm. Să vadă, domnule, câte criterii sunt de colaborare cu echipa, spirit de echipă, comunicare, pentru că și asta contează, dar da. suntem în aceeași echipă, dacă nu comunicăm cum trebuie, așa, îndeplinirea targetelor stabilite zilnic, săptămânal, lunar și așa mai departe. Dom'le, hai să vedem cine vine cu idei noi, cine duce la îmbunătățirea situației și așa... Și așa alte chestii. Trecem la alt subiect. Am să te rog să nu mai faci chestia asta cu hârtiile. Da. O să iau microfonul din față la un moment dat. Da, îl aveam aici, la valieră. La valier. Conducerea primăriei Roman anunță, dă o veste bună pentru romașcanii care tranzitează Romanul pe minunata E85, în sfârșit, și că au găsit soluție în valoare de vreo 800 de milioane de lei vechi, dacă înțeleg eu bine că e. Asta e o ciornă ce vedem noi aici, legată de trecerea de cale ferată la aia dinspre Iași. Știm cu toții marea problemă. Ieșirea Nord, da. Ieșirea Nord, da. Haideți să vedem materialul, ne întoarcem și ne dăm și cu părerea. Traficul spre ieșirea din Roman înspre Iași va fi îmbunătățit odată cu demararea lucrărilor la trecerea de cale ferată de la fostul liceu 1. Autoritățile locale au identificat o soluție pentru a îmbunătăți calitatea traficului pentru toți cei care tranzitează municipiul spre Iași pe E85DN2. Problemele aici sunt de foarte mult timp, iar dificultatea lucrării a determinat și o speculă a proiectanților, însă autoritățile au găsit un preț bun pentru acest obiectiv. Suntem într-o fază înaintată cu proiectul pentru trecerea la calea ferată pe E85. După cum știți, eu am adunat și proiectanți și proprietarii de acolo. Am găsit o soluție foarte bună la un preț bun. Inițial, la cererile noastre de ofertă, am primit oferte pentru proiectare de 700-800 de milioane de lei vechi, numai pentru proiectare. Și vreau să vă spun că am reușit, căutând mai multe oferte, tocmai ceea ce înseamnă gestionarea corectă și responsabilă a banului public, să obținem costul unei proiectări în jur de 10.000 de lei, deci 100.000 de lei, milioane de lei vechi. Aproape de 7-8 ori mai mic decât ceea ce ni se oferea. Proiectul va fi gata cât mai repede și se speră ca proprietarii liniei de cale ferată, în baza proiectului ce se întocmește acum, să treacă la punerea în practică și Romanul să aibă o trecere la nivel bună la ieșirea din oraș. Proiectul va fi cât de repede gata și sperăm ca noi, cei care am promovat acest proiect și l-am susținut, mai departe acest proiect pe care noi l-am finanțat să fie pus în practică de către proprietari, astfel încât să asigurăm o trecere la nivel bună spre ieșirea din oraș, știind că acolo mereu au fost probleme, terasamentul, soluția tehnică de trecere la nivelul
căilor ferate de acolo, ridicând mereu probleme și schimbând soluția tehnică. Datorită faptului că nu s-a luat în calcul specificul terenului și imposibilitatea ca apa să se scurgă de sub dale, orice reabilitare pe care sucursala de căi ferate a făcut-o în ultimii ani a ținut foarte puțin timp. Autoritățile speră ca soluția tehnică specială găsită să rezolve traficul auto în zonă care este intens și de tonaj diversificat. În sfârșit, oamenii vor putea trece cu mașina, sau în fine se presupune că vor putea trece trecerea de cale ferată. Mai întâi, hai să o lămurim. Am trecut și eu de câteva ori pe acolo cu mașina. Da. Ce se așteaptă? Să fie lin drumul? Sunt șine de cale ferată în șosea. E logic să faci cu mașina așa. Nu, ce se așteaptă? Nu e numai calea ferată, e chestia că drumul acolo e denivelat destul de puternic. Da, nu cum era în 90-93, dar e denivelat și trebuie găsită soluția, din câte rezultă din știrea asta, a fost găsită soluția, ar trebui cât 80.000 de lei, adică 800 de milioane de lei vechi. Da. Proiectare... Trebuie refăcut. Păi bănuiesc că trebuie făcut o deci bază. Deci trebuie decopertat? Da. Ce înseamnă asta? E 85 totuși. Vorbim O să meargă pe câte un fir, sunt 4 fire, știi? Și o să... Că și așa se mergea bine acolo, adică... Da. Ai și ieșirea către Dedeman, ar fi chiar ideal în momentul ăsta să oprești două fire. O să fie mai încolo, asta e un disconfort de dar două săptămâni. Dar de ce nu o fac în momentul în care se apucă de giratoriu, măcar să facă tot segmentul odată? Ar fi două gâtuiri și ar fi pericolul ca această coadă de la calea ferată să depășească coada de la giratoriu și să încurce lucrările la giratoriu. Și până la giratoriu, gata, au bătut palma cu cei la cordon? Nici nu știu ce să zic. Era vorba de a găsi soluție să facă fără să mai fie nevoie de aia. Ar fi bine să facă. Se vorbește că nu se arată în calcul specificul terenului imposibilitatea de ca apa să se scurgă pe subdale. Orice reabilitare pe care sucursala CFR o făcea ținea foarte puțin timp. Se vorbește de prost întreținută, cea mai prost întreținută trecere la nivel de pe tot E85. Da? E așa se zice. Nu e bine. Nu e. E clar că acolo trebuie lucrat. Uite, veniseră cei de la biserică să facă Sfântul Andrei acolo, care ar fi avut grijă de toată trecerea aia. Peste noapte ar fi crescut asfalt. Da, dar nu le-a dat voie. Da. Nu le-a dat voie până la urmă, că dădea, nu știu cum n-ai urât. Hai la alt subiect. Deci o să rezolve, nu spune când. În viitorul apropiat. Au descoperit problemele, că nu au fost prevăzute scurgeri pentru apă, că nu. Au găsit pe cineva care să facă proiectul. Bă, de cineva banii. O să fie la un moment dat poate nevoie, dar nu e o circulație foarte puternică a trenurilor, deci nu cade bariera foarte des acolo. Da, și când e trenul spre Buhăiești și trenurile de marfă care intră la Siloz. Da. Atât. Deci nu-i nevoie. Hai, un alt subiect interesant e aici. E un subiect care vine târziu, din punctul meu de vedere, abia după ce se întâmplă, ca de fiecare dată la români, după ce se întâmplă ceva, încercăm să vedem, să facem cumva să nu se repete. Nu putem să prevedem, deși ar trebui. Educația sexuală în școli, dacă este sau nu o necesitate, din titlu reiese că este o necesitate. Faptele din țară arată că e o necesitate. Educația sexuală, o necesitate puternică. Vedem în lumina evenimentelor de la Vaslui, de la Giurgiu, de la Deveșelu, de pe unde se mai violează oamenii între ei, că poate ar trebui să-i lămurim că violul nu e o idee bună, că este imoral, ilegal și îngrașă. Da. Singurul județ în care nu s-a raportat niciun viol a fost Covasna. Păi nu se înțeleg, că vorbesc două limbi diferite și nu știi sigur dacă deci e conform e. Statisticilor. Vedem tot materialul. Hai să vedem materialul și ne întoarcem. Recentele evenimente de la Vaslui și toate abuzurile sexuale asupra copiilor ridică în fața școlii o nouă problemă legată de abordarea unor subiecte impuse de viața de zi cu zi. Cadrele didactice sunt conștiente de faptul că școala ar trebui să se implice mai concret în educația sexuală a elevilor, de la vârsta la care aceștia încep să înțeleagă anumite lucruri. Consider că este foarte important ca școala să se adapteze problemelor societății, problemelor cu care se confruntă copiii și familiile lor. De aceea, orele de acest gen ar fi necesare, pentru că
contribuie la informarea elevilor cu anumite aspecte pe care poate părinții din pudoare sau din necunoaștere refuză să le discute cu ei. Informarea este foarte importantă pentru că ea poate sta la baza prevenirii unor accidente, unor incidente care pot lăsa urme pentru întreaga viață. Problema care se pune este însă dacă școala românească la ora actuală ar face față și unei asemenea discipline, vorba de programă, manuale, cadre care s-o predea locul în programă. Eu consider că trebuie foarte bine gândită introducerea acestor ore pentru ca, într-adevăr, efectul să fie unul pozitiv și nu unul luat în derizoriu. Consider că școala românească dispune de persoane pregătite pentru a lua cea mai bună decizie pentru a implementa un asemenea proiect și, luând toate aceste elemente în calcul, cred că se pot introduce mai întâi prin orele de dirigenție și consiliere la nivelul școlii și apoi poate ca disciplină de sine stătătoare dacă se consideră că este benefic pentru copii. Școala românească are cadre bine pregătite, dar nu va fi ușor ca Ministerul Educației să se decidă să revizuiască conținutul programelor școlare, neschimbate de ani de zile, perimate și fără legătură cu realitățile societății românești actuale. Consider că este foarte important ca școala să se adapteze problemelor societății, problemelor cu care se confruntă copiii și familiile lor. De aceea, orele de acest gen ar fi necesare pentru că contribuie la informarea elevilor cu anumite aspecte pe care poate părinții din pudoare sau din necunoaștere refuză să le discute cu ei. Informarea este foarte importantă pentru că ea poate sta la baza prevenirii unor accidente, unor incidente care pot lăsa urme pentru întreaga viață. Profesorul Cristina Ruxandei recunoaște că există mari reticențe din partea cadrelor didactice de a aborda subiecte legate de sexualitate. De altfel, nici în familie astfel de probleme nu sunt abordate din același rațiuni de falsă pudoare. Există teme care abordează aceste probleme în funcție de particularitățile de vârstă ale copiilor. Dar e clar că și anumite reticențe pe care colegii mei le-au în a aborda aceste probleme fac ca anumite subiecte să fie foarte superficial tratate. Consider că psihologul ar avea un rol foarte important în clarificarea unor aspecte ce țin de acest gen de educație, care este foarte importantă pentru copii și pentru familiile lor. Dar consider că, în afară de ceea ce se poate face la nivelul școlii, un rol foarte important revine familiei, care ar trebui să aloce poate mai mult timp copiilor și în abordarea unor probleme specifice evoluției lor în vârstă și pe comportamentul sexual de care dau dovadă copiilor. Programele școlare sunt la ora aceasta supraîncărcate cu noțiuni excesiv teoretice și nu abordează absolut deloc chestiuni legate de viața de zi cu zi și nu-i pregătesc deloc pe copii pentru confruntarea cu problemele reale ale unei societăți din ce în ce mai complicate. Prima întrebare. De ce nu se face educație sexuală în școală? La nivel de... măcar la nivel de religie. Unde s-a făcut o isterie întreagă, părinții au ieșit în stradă că vor sau nu vor religie în școli. De ce nu se face educație sexuală care se pare că afectează o grămadă de oameni? Lipsa, mă gândesc, lipsa educației sexuale. Ne e greu să vorbim despre sex cu copiii? Bine, da, n-a sunat foarte bine, înțelegi ce vreau să spun. Da, vreau să trec puțin oceanul ca să spun despre faptul care l-am văzut acum pe rețelele de socializare, că în Canada, zona Ontario, parcă, părinții își retrag copiii de la școlile publice pentru că introduc ore de educație sexuală în școli. Da, suntem atât de puritani? Nu, vorbesc de cei de acolo. Noi acum vorbim, deci ăia și-au scos copiii pentru că s-au introdus orele astea, noi vorbim să introducem orele acestea. Și nu știu,
Ce anume să învețe copilul? De la ce vârstă s-a stabilit clar când putem să avem o discuție pe treaba aceasta? Copiii sunt receptivi la nou, au limita de vârstă în care află despre sex și asta, deci a coborât și știu în linii mari și ar trebui să venim și cu chestia științifică, să nu se mai stea ca acum 30 de ani. Ah, ce bucurie pe manualul de anatomie că mai vedeai și discuta despre reproducere. Acum, informațiile vin altfel și dar în paralel cu 30 de ani ce informații circulau. Apropo de vârsta la care copiii devin receptivi, la 4 ani îl înveți că femeia e dracu și că dacă te joci cu fetele n-ai să mai ajungi în rai. Așa zic Popie, da? Da, deci eu presupun că dacă pricepe copilul la vârsta aia chestia asta, poate pricepe și bă, frate, nu eu păi, abuza. Cum femeia e draco? Dau niște exemple. Dar nu mai are nevoie de educație sexuală. Înțelegi? S-a rezolvat. Da, corect, bun, s-a rezolvat. Nu atinge nici cum învăț. Am înțeles. Dar dacă unui copil la 6 ani, la 7 ani, când e în clasa 1-a, a 2-a, îi spui dacă nu mergi în genunchi sau dacă nu faci temenele, te calcă o mașină, putem presupune că pricepe și bă, frate, nu abuza sexual de colega de clasă. Aia e spălare de creier, mă. Nu, vreau să spun că la vârsta aia copiii sunt receptivi și că putem să învățăm ceva real care să-i ajute de adevărat alea cu viitor. Da, să știe că nu vine barza, corect, n-ai cum să-i spui. Știi, se merge foarte mult. Din nefericire ăștia 7 de la Vaslui au devenit vedete peste noapte. Au devenit vedete. Dar e adevărat, nu în sensul bun al cuvântului, în sensul chiar rău al cuvântului, dar sunt vedete. E uimitor și umilitor pentru mine ca român și ca bărbat să văd că alți bărbați în continuare le țin partea ăstora. Crede-ne. Deci vorbim, dacă exista o educație sexuală, uite, s-a dus nu știu ce englez împreună cu un grup de jurnaliști din Iași să țină o oră de educație sexuală în Vaslui, după, în satul ăla, în Văleni, după povestea, și erau să-i bată oamenii de acolo, că lor nu le trebuie așa ceva, că la ei e clar că așa i-a învățat cine a învățat, că bărbatul este stâlpul, el este cu drept de viață, de moarte și de existență asupra celor din jur. Ăia de acolo și nu numai, din păcate, nu numai din Vaslui, din zona aia, deci în mediu rural, zona, hai să vorbim strict de Moldova, deci nu mă duc în altă parte, încă sunt multe concepte la nivel de mediu. Da. Cine ține foarte greu. Ținut lipsa prin, de informație sau altă informație? Lipsa de educație, sărăcia și sărăcie ținută la nivelul acesta de sărăcie și fără să vină cineva și mai aici mă refer la autorități pentru a-i evolua, pentru că e mai ușor să conduci o turmă de spălați pe creier, o turmă de prostani ca să pună votul unde trebuie, da. Și ne uităm că dacă am luat să facem o analiză, s-ar putea să găsim faptul că în comunitățile cele mai sărace au aceiași oameni la conducere, la primărie, la consiliul local, de ani buni. Deci, o dovadă că pe un rachiu, pe o pungă de zahăr și o sticlă de ulei, băietanii vând votul. Ne conștientizăm faptul că rămân în continuare în mocirlă, da. Că și da, urmașilor vor fi... Mai ajută să uite. Da. Vorbim de educație sexuală. Cei care au fost în afară ar trebui să vină în zonele respective și să vină cu altă viziune, cu altă vedere. Nu știu, vin cu acolo... altă vedere, o să vedem pe ultimul subiect. Vin cu altă viziune. Da, e alt subiect. Deci, e cu educația sexuală trebuie făcută, trebuie discutat. Nu sunt în măsură să spun de la ce vârstă să înceapă treaba asta. Se zice că există o mare reticență, profesoara Cristina Roxandrei, există mare reticență și din partea cadrelor didactice de a aborda subiecte legate de sexualitate cu elevii. Deci, ca și profesor, minte, nu suntem destupați. Nu, nu, nu.
E o chestie, bănuiesc eu, statutul de profesor, știi, iar discuția aceasta duce la... Dar omule, dar nu chem pe profesora de fizică să facă treaba asta, vine un medic sexolog, vine un... Păi asta ar trebui să fac, dar mă refer ca și relație diriginte elevi, pentru că acolo ar trebui să fie și discuția asta. Și țin minte, când eram eu în clasa a 5-a, dirigenta a avut o discuție cu fetele. Pe noi băieții ne-a lăsat afară la fotbal. Eram curios să vedem despre ce vorbesc la clasa a 5-a sau a 6-a. A fost o discuție în care au lămurit anumite aspecte. Unele colegi le știau de acasă, altele atunci... Voi nu vă priveau absolut deloc. Pe noi nu, în fine, era strict pe partea lor. Dar... trebuie făcut, trebuie văzut cu grijă cine o face, cum o face, când se începe. S-ar putea să, la 7 ani, să te întrebe copilul și ce vrei și să știi? Să nu știi ce să-i răspunzi, da. Nu. A, da. Vrei să vorbim despre set stati, da. Ce vrei să știi? Că zic eu. Exact. Ghinion, neșansă, neatenție, teribilism, cum vrei să-i spui. Boliți făcut praf, 4 victime. Vedem știrea și comentăm pe scurt. Miercuri 19 august, un accident extrem de grav a avut loc în drumul ce leagă Romanul de Piatra Neamț. Un autoturism de mare viteză cu numere de matriculare străine a ieșit de pe partea carosabilă și s-a izbit puternic într-un copac. 4 victime au rezultat din accident, iar pentru scoaterea șoferului din fiarele contorsionate ale mașinii a fost nevoie de intervenția echipelor de descarcerare. Polițiștii spun că neatenția și viteza neadaptată la condițiile de carosabil umed au dus la producerea acestui accident grav. La data de 19 august 2015, pe drumul național 15D, în afara localității Trifești, la kilometru 40 plus 100 de metri, a avut loc un accident rutier. În accident a fost implicat un singur autoturism. Se pare că, conducătorul autoturismului a efectuat o depășire, iar în momentul în care efectua manevra depășire, fără a exista un contact între autoturismul pe care îl conducea și cel pe care îl depășea, a pierdut controlul asupra direcției de plasare, a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un copac. Pentru scoaterea șoferului din mașina făcută praf a fost nevoie de intervenția echipelor de descarcerare, care au efectuat manevrele specifice câteva minute bune, impactul cu trunchiul de copac fiind unul extrem de dur. În urma accidentului, 3 pasageri din autoturism au fost transportați la spital. Polițiștii vor continua cercetările pentru a afla cum s-a petrecut groaznicul accident. Colegii de la ISU încă procedează la scoaterea conducătorului auto din autoturism, este încarcerat. La Spitalul Municipal de Urgență Roman au fost transportate cu ambulanță un număr de 3 persoane pasageri ai autoturismului. Urmează să-l testăm conducătorul auto cu aparatul Poltest pentru a stabili dacă acesta a consumat sau nu băuturi alcoolice și efectuăm în continuare cercetări pentru a stabili cauzele și condițiile exacte în care a avut loc accidentul rutier. Marți 18 august, alte 2 accidente au avut loc în Roman. O ambulanță cu semnalele luminoase în funcțiune a lovit un motociclist ce circula regulamentar. Tot marți, pe strada Bogdan Dragoș din Roman, s-a produs un accident rutier din care a rezultat rănirea unei persoane. Polițiștii spun că un bărbat de 38 de ani din Roman conducea un autoturism pe strada Bogdan Dragoș. Acesta a surprins și a accidentat ușor o minoră de 9 ani care traversa strada regulamentar pe trecerea pentru pietoni. După producerea accidentului, conducătorul auto a părăsit locul faptei, fiind identificat și depistat ulterior de polițiști. În cauză se efectuează cercetări față de conducătorul auto pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului. Ultimul subiect, ați văzut, informația nu este plăcută, din nefericire, 4 victime într-un accident. Nu este singurul accident. Marți 18 august, 2 accidente au avut loc în Roman. Ambulanța cu semnale luminoase în funcțiune a lovit un motociclist care circula regulamentar, se presupune încă. Nu se știe sigur ce s-a întâmplat acolo, nu știu de ce e vorba. Nu, dar ambulanța era cu semnale luminoase în funcțiune. O să-ți povestesc după, pentru că vorbim de o persoană foarte cunoscută. Mhm.
și mă mir că nu știi despre ce e vorba. Un bărbat de 38 de ani din Roman conducea un autoturism pe strada, un alt accident, da, pe Bogdan Dragoș, și a surprins accidentat o minoră de 9 ani care traversa strada regulamentar pe trecerea de pietoni. Alt accident săptămâna trecută, cu două bătrâne, două femei în vârstă surprinse și acroșate tot pe trecerea de pietoni între spitalul vechi și trecerea de la spitalul vechi. Da. Seara a fost accidentul, nu? Da, urât. Se întâmplă ceva în perioada asta. E clar că lunile iulie-august crește cumva numărul accidentelor de circulație. Ce se întâmplă? Unii spun că oamenii devin mai nervoși pentru că e aglomerație tot timpul. Că e adevărat că e aglomerație. Că vin... Se spune că și canicula a avut o influență. Și canicula. Alții așa dau vina pe stranieri. Alții ne înjură că le spunem stranieri. Eu am lămurit pe Facebook de ce anume folosim cuvântul. Un cuvânt care Alții spun că stranierii sunt de vină sau în fine cei care vin din străinătate se întorc în România pentru că ei conduc după standardele din străinătate și nu mai țin cont. Mă, sunt aceleași reguli. Asta e o prostie. Sunt aceleași reguli și la noi și în Italia. Stopul e stop. Cedează trecerea. Nu, vin cu aberații de genul acesta, standard nu de acolo. Nu ai în străinătate, nu am văzut eu, de exemplu, semafoare care să indice roșu într-o parte și verde într-o parte. E roșu ori verde? Nu, poate să existe. Am văzut în Roman, în schimb. Deci, pentru că sunt pe benzi semafoare. Separate, da, am înțeles. Da, deci există în mod sigur. Dar cine vine din alt oraș și nu știe povestea dar asta, se încadrează prost. Te uiți, se încadrează prost. De exemplu, la Spitalul Vechi, da. Venind dinspre Favorit, dacă, de exemplu, în fața mea se află o mașină cu număr de neamț și știu că e din Roman, îmi dau seama că e cocălar sau că e nesimțit intrând pe banda de lângă biserică. De lângă Preci. Și nu pot să fac la dreapta spre episcopie. Dacă e o mașină cu număr de București, cu număr străin, cu număr de avea, nu știa. Deci, că e verde intermitent pe deci, dreapta. N-avea de unde să știe și nu e nicio problemă. Aștept, dar cum spun, nu-l claxonez nici pe ăla din Roma, nici pe ăsta la altă. Aștept două de... din spate. Se creează o stare de nervozitate în trafic. Da, n-ar trebui să se creeze, să înțeleagă. Oricum, din 10 treceri prin zona respectivă, numai în două cazuri găsesc treaba asta. Deci în 8 cazuri trecerea mi-e liberă spre dreapta. Pentru că trec destul de des, aproape zilnic trec prin zona respectivă și pot să spun acest lucru. Deci cei care vin din afară nu pot să spună că sunt alte reguli acolo și aici alte reguli. Accidentele întâmplate, deci accidentul în care au fost 4 victime, părinții și copiii, e din vina șoferului și... Nu știm deocamdată... Cam așa ar fi, deci... Pare. Păi ce altceva să fie? Ce altceva să fie? Ar putea să fie orice, nu știu. Ce, un asteroid, un extraterestru? Nu știu. În mare, ce să zic? Acum, nu știu dacă e din vina șoferului că a avut viteză sau din vina șoferului că n-a putut... Polițiștii spun că neatenția și viteza ne-a dat toată la condițiile care sunt veșnica poveste. Da? Dacă întrebi un polițist, domnule, ce s-a întâmplat cu un biciclist împins pe jos, îți va spune neadaptarea vitezei la condițiile de trafic. Eu cred că asta este o formulare standard. E o formulare standard care poate să ascundă multe, dar aici, când e vorba de o mașină, deci nu e vorba de două mașini că s-au ciocnit. Da. Cu o mașină a intrat în pom. Dom'le, sigur, nu pomul. Dar ai văzut, eu nu vreau să dau vina pe nimeni, nu vreau să, și ne apropiem de final, din păcate, pe stranieri, nu vreau să arunc vina pe ei, dar se vede cumva o schimbare de comportament, pentru că vorbim de persoane care n-au avut niciun incident auto în străinătate, în țara care i-a adoptat, în țara în care lucrează, în schimb apar în România și foarte mulți uită că civilizația există și aici. Nu, acum, s-ar putea să nu aibă niciun incident, niciun accident în țara lor în care muncesc, dar s-ar putea să nu aibă niciun incident, niciun accident, pentru că merg numai duminica la cumpărături cu mașina sau în weekend foarte, foarte puțin. Și momentul dar în care... sunt și condițiile proaste în România de condus, în Roman. Eu cred că momentul ăsta trebuie să-l făcute. E ok!
E adevărat că se iese mult, că sunt străzile, au fost îngustate din ai parcări. Anumite străzi au fost îngustate, altele au fost lărgite, au fost făcute parte. Dar uite, aici la Profi, de exemplu. Sunt marcate, deci cât pe Roman Moraș... Ascult, mă, bine și de bun simț, corect? Mergi da. de pe centru, faci stânga spre, în față pe la Profi, da? Ca să mergi în partea aia, în stânga, și ții o... Semaforul de verdele spre stânga ține cât? 16 secunde? Parcă așa. Parcă 16 secunde, corect, cu deosebire de 6... Bun, că e traficul mai mare. Că e traficul mai mare care merge... Da, da. Mie mi se pare ciudată povestea, dar în fine. Faci la stânga și ții o coloană întreagă, inclusiv în intersecție, pentru că cineva iese cu duba... Deci aici apare o chestie de bun simț, pentru că... Vorbim de bun simț. Băi, nu ies acum, lasă să treacă fluxul... Dar atunci când nu are 16 secunde intră mașinile. Am ieșit și am plecat. Ce se întâmplă? Nu e chiar ce așa, mai... vin după aia lorți. Vin din partea cealaltă. Dar ce se întâmplă de fapt? Eu am intrat, am făcut stânga și văd că ăla dă cu spatele să iasă. Mă gândesc că o să iasă repede și o să intru eu, uh-huh. Pentru că eu caut loc de parcare. Și fiind parcarea aglomerată cum e la ora aceasta, voi ține pe cei din spate. Nu știu dacă e corect. Eu ce să zic? Mie mi se pare că undeva se schimbă. Eu, din fericire, n-am fost nevoit să opresc în acea parcare. M-am ferit de intersecția aceasta. Deci eu am rămas pe roșu, în mijlocul intersecției, cu încă două mașini, pentru că trebuiau să iasă cei din parcare și nu stau și așteaptă. Da, da. Nici nu se și greșeala lor. Stăteam ca tâmpiții toți în intersecție așteptând să plece ăla. Nu, care nici nu putea să scoată mașina de acolo. Da. Rămâne bine, să... nehotărâți, cu băgat în mașarier și el, de fapt, staționa. Doamnelor și doamnelor și domnilor, ne oprim, că m-am așa senzația că am depășit. Și din timp. Am depășit. Succes. Rămâne să ne vedem vinerea viitoare la altă retrospectivă, dar îți mulțumesc pentru prezența și cu plăcere. Vinerea viitoare ne vedem tot din nou, aici. Până atunci, weekend minunat, o săptămână plăcută, toate bune!